Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM aici în Piața Victoriei. Vă propun să dedicăm ediția de astăzi unui subiect referitor la situația refugiaților ucraineni din România. Țara noastră i-a primit și foarte bine că a făcut-o, cu brațele deschise. Sigur, mai rămâne să vedem ce facem mai departe. Fără îndoială, unii vor dori să se întoarcă în Ucraina după ce se vor liniști lucrurile, alții însă intenționează să rămână aici. În ambele cazuri, mulți dintre oaspeții noștri intenționează să-și ia viața în propriile mâini, să se angajeze undeva, să-și asigure traiul zilnic și, de ce nu, să-și construiască o viață nouă aici printre noi. De aici se complică puțin lucrurile. Pentru un străin care vrea să muncească în România, există un întreg proces birocratic prin care se poate obține acest drept. Evident, legislația din România îi avantajează pe românii care vor să se angajeze. Uitându-ne la cifre însă, constatăm că sunt, cred, mai bine de 200 și ceva de mii de posturi vacante în prezent, pe care nu le vrea nimeni. Întrebarea firească este, sigur că da, de ce nu le oferim această posibilitate unor cetățeni străini? Cum, iată, sunt cei veniți din Ucraina, care numai de bine nu au plecat din țara lor. Zilele trecute, întâmplarea face că am documentat un caz în care lucrurile par chiar mai complicate. Un grup de copii orfani instituționalizați, evacuați de autoritățile din Odessa împreună cu două profesoare însoțitoare, au ajuns în România, unde au fost găzduiți la un centru din București. Câțiva dintre ei au împlinit 18 ani chiar în timpul șederilor la noi în țară, ceea ce le-a oferit perspectiva de a-și căuta de lucru. Simplu de zis, mai greu de făcut. Discutăm despre toate aceste aspecte alături de invitații noștri din această seară, Anastasia Staicu, reprezentanta Asociației Seneca, Oana Silvia Țoiu, deputat din partea USR Plus și inițiatoarea unui proiect de lege în acest sens. Ni se va alătura în câteva minute și un reprezentant al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, domnul Marcel Dumitru Miclău. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Doamna Staicu, o să vă rog pe dumneavoastră să dăm startul acestei discuții și să ne povestiți puțin despre situația acelui grup de copii și tineri de la care a plecat toată povestea asta. Mă simt un pic cam intrusă aici, pentru că locul de unde am venit, adică de la DGASPC Suceava, cu care am colaborat, lucrurile referitoare la copii instituționalizați sau veniți și care au rămas singuri în România aici, n-au putut să facă reîntregire familiei, au stat bine. Deci chiar peste tot am lăudat centrul de tip familial, nu era denumire și este chiar familial. Adică se făceau, dacă vorbim de integrare, este o încorporare și aceste centre ale lor chiar le ofereau copiilor lucrurile respective. Și când se vorbea de 18 ani, se vorbea despre libertatea care vine cu acei 18 ani. Stai aici până faci 18 ani sau până când se termină războiul, după aceea te ajutăm cu angajare, uite, acum învățăm limbă. Am venit aici, de ce zic că mă simt intrusă? Pentru că cazul despre care vorbesc, n-am fost implicată direct. Adică n-am tradus în acel centru de amplasament, zic, sigur nu e de tip familial, pentru că sunt amplasați oameni și manevrați, cred că am niște obiecte, pentru că sunt deprivați, au fost deprivați de drepturi. Copii care au fost acolo. Deci, ajutați-mă să înțeleg. Exact. E vorba despre un grup de copii. Da. 17 copii, 17 da? Așa, și câțiva dintre ei au împlinit deja 18 ani. Da. Spre deosebire de celelalte centre din țară, cum foarte bine amintați mai devreme de cele din Suceava, aici lucrurile stau un pic diferite. Da, eu așa, ce am citit până acum, instituțiile statului român, să nu mai vorbim despre voluntari, i-au primit cu brațele deschise și au făcut tot ce este posibil pentru ca copiii tineri veniți din Ucraina să fie primiți cât mai bine. Da, iată că aici lucrurile s-au blocat puțin la centrul ăsta din București. Intuiesc cumva că e vorba aici poate și de o comunicare mai puțin eficientă cu conducerea centrului, poate e vorba și despre necunoașterea legislației, pentru că în definitiv le reamintesc ascultătorilor noștri că vorbim despre un grup de copii orfani, instituționalizați, evacuați din Odessa, alături de două profesoare însoțitoare care mă gândesc că n-au cine știe ce cuvânt de spus în toată povestea asta. Da.
În regulă. E interesant pentru că acești copii, teoretic, ar trebui susținuți, sprijiniți de instituțiile statului român, să aleagă ce drum își doresc. Cu atât mai mult cu cât nu au părinți să vorbească pentru ei, nu au un tutore. Practic, responsabilitatea revine în mod direct statului român. Doamna Țoiu, știu că dumneavoastră ați avut o inițiativă și aveți o inițiativă legislativă în acest sens, referitoare la simplificarea procedurilor privind accesul la muncă pentru cetățenii străini. Și iată, avem o situație complicată, pe care nu știu din ce am citit până acum dacă este surprinsă în vreun fel, în vreun paragraf de lege. Cum comentați această situație și cum credeți că îi putem ajuta pe acești copii? Aș vrea să iau de la început puțin. Menționai tu că în momentul ăsta în România sunt multe locuri de muncă pentru care angajatorii nu găsesc resursa umană sau resursa umană calificată. Și asta este o criză care precede războiul din Ucraina și prezența refugiaților pe teritoriul țării noastre. Spun asta pentru că am primit și eu pe pagina de Facebook foarte multe mesaje. Îi ajutați pe ucrainieni să ia locurile de muncă ale românilor, cum așa? Realitatea este că România, anul trecut, de exemplu, a hotărât pentru 2022 un contingent de lucrători străini de 100.000 de cetățeni din afara Uniunii Europene. Deci deja se aștepta să primească 100.000 de lucrători, marea lor majoritate vin din Vietnam, China și state din Asia. Deci asta cu mult înainte de criză. De asta noi credem foarte tare că ajută să fie simplificată legislația pentru accesul la muncă și pentru români și pentru cetățenii ucraineni. Ce înseamnă în practică asta? Este și o directivă europeană. Înseamnă că acolo unde ei nu au, de exemplu, dovada studiilor, să poată să fie încadrați în muncă pe baza unor declarații pe propria răspundere, pentru că nu au plecat de acasă când au fugit de bombe cu toate diplomele. Evident, asta nu este valabil pentru meserii care ar prezenta un risc medic. Sigur că nu vorbim de chirurgi care intră în sală fără diplome, ci de meserii unde asta nu reprezintă un risc. Deci asta pe de-o parte. Pe de altă parte, odată ce au intrat pe teritoriul României, trebuie să ajungă la oficiul de imigrări, de unde să primească, ca să explic în termeni simpli, un fel de CNP românesc, astfel încât odată ce sunt angajați să fie recunoscuți de sistemul de sănătate și să aibă de contabil tratamentul medical, de exemplu. Dar în ceea ce privește situația tinerilor, și anume situația tinerilor din centrele de plasament sau din centrele de tip familial, aici filozofia statului român este că e doar un gardian temporar al lor. De exemplu, nici nu poate să fie adoptați pe teritoriul României, ca să menționez un exemplu, și se gândește, deci statul român se referă la propriul rol doar ca la un gardian temporar. Realitatea este însă că pe teritoriul României au ajuns deja peste 950.000 de cetățeni ucraineni, o mare parte în tranzit spre alte țări, în principal Polonia, de exemplu Germania, dar o să avem pe o perioadă mai lungă de timp vecini în cartierele și orașele noastre care au venit din Ucraina, pentru că chiar dacă s-ar opri războiul mâine acolo, nu or să fie în timp atât de scurt reconstruite toate facilitățile, în special orfelinatele, căsuțele de tip familial. Și atunci are tot sensul din lume să fie susținuți pe perioada pe care o au în România, să creeze valoare aici. Pentru că nu vorbim doar de venituri, care sunt și ele importante, ci de nevoia de a aparține unui loc contribuind la el. De exemplu, discutam cu colegii mei din Constanța și spuneau că tinerii refugiați din Constanța foarte des ies să curețe plajele, ca să arate că contribuie la locul respectiv. Sunt clase unde sunt profesoare din Ucraina care predau sau continuă cursurile online. Cum avem aici un exemplu foarte bun la Mihai Viteazu. Exact, exact. Sau am fost, de exemplu, la un vernisaj de artă al unor artiste din Ucraina, care stau cu pe teritoriul României și povesteau că vor să facă festivalul pe care îl făceau în Ucraina, să-l facă în Călăraș, că acolo stau pe perioada acestui an. Deci e clar că oamenii n-au nevoie doar de un acoperiș deasupra capului și de hrană cu minimul de calorii, ci și de un spațiu de a contribui și de a crea valoare. Și din asta cred că poate să câștige toată lumea. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că totuși când ne uităm la provocările pe care le au cetățenii ucraineni sau tinerii ucraineni, sunt și o lecție bună de a ne ajuta să identificăm piedici pe care de obicei le au și românii. Piedicile astea care câteodată vin de la cei care ar trebui să îndrume pe tinerii din centrele de plasament la 18 ani spre o viață independentă, nu sunt piedici care se întâmplă doar copiilor din Ucraina.
ci și cu ai noștri. Ci și cu avem ai aceeași problemă. Da. Și uite, și mai rău. Ăsta poate este un moment potrivit în care să ne gândim cum funcționează aceste instituții, cum au grijă de copiii instituționalizați, pentru că, practic, cazul despre care noi vorbim noi acum, practic, n-a făcut altceva decât să ridice vălul despre o realitate care arată chiar mai urât decât noi imaginăm. Revin la doamna Staicu și aș vrea să vă rog să-mi spuneți așa, cam care credeți că sunt principalele nevoi ale acestor copii și tineri în acest moment? Vorbim de cei din centru din București. Da, o asistență profesională, în primul rând, un traducător, adică care să le fie pus la dispoziție tot timpul, pentru că, cum am și zis, că eu așteptam în locul meu să fie acum colegă mea, care chiar ea se ocupă de cazul respectiv și n-a putut să vină, pentru că, exact, o neînțelegere, o ceva s-a dus acolo să ajute pe copii, că se întâmplă o comisie pentru cei doi de 18 ani, care îi sperie că veți fi dați afară dacă mai faceți gălăgie, dacă mai scrieți aici despre noi și povestiți tuturor, o să vă dăm afară și o să vă descurcați cum puteți. Și atunci lipsește colega mea și s-a dus să rezolve cazul. Dar e foarte interesant că aflăm despre lucrurile astea. Vă să zic că vorbim și e important să le reamintim ascultătorilor noștri când ați spus la începutul discuției că reprezentanții celorlalte instituții de acest fel, cum sunt cele din Suceava sau poate din alte locuri din țară, au procedat corect și și-au oferit tot sprijinul. Dar iată că sesizăm, lucrurile astea nu se întâmplă peste tot la fel. Iar pe copii ăștia nu-i apără nimeni. Deci ar trebui să o facem noi. Noi, înțelegând societatea românească, statul român, noi trebuie să fim primii care să intervină pentru a stopa, eu i-am spus politicos, erori de comunicare. E posibil să fie poate un pic mai mult decât atât, dar e important să intervenim și de asta, iată, avem lângă noi reprezentanții ai forului legislativ care pot reglementa aceste lucruri prin lege. Și vom intra în direct, dacă îmi confirmă colegii mei, și cu domnul Marcel Dumitru Miclău din partea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Bună seara, domnule Miclău, ne auzim? Dacă nu, revenim în câteva minute. Revin la ce povesteam un pic mai devreme. Îmi doresc foarte mult să intervină și domnul Miclău să ne spună cum se văd lucrurile dinspre instituția pe care o reprezintă, tocmai pentru că este, cred, sunt primii care ar putea interveni într-un fel. Bolă este lipsă de transparență. Asta, că eu am început să zic că nu au traducător, că uite s-a dus să vorbească, e lipsă de transparență. Ea s-a dus acolo pentru că nu înțelege ce se întâmplă. Adică e... Deci, cu alte cuvinte, grupul ăsta de copii și de tineri, întâmplarea nefericită a făcut să ajungă să într-o... Să descoperim alte lucruri, da, exact. Într-o instituție în care lucrurile nu funcționează așa cum trebuie. Și e dureros că se întâmplă asta, iată, și cu ai noștri, și cu cei veniți din Ucraina... Toți copiii aflați în situația asta sunt cumva, ar trebui să intervenim în orice fel pentru a-i ajuta. Revin la dumneavoastră, doamna Țoiu, pentru că încerc să-mi dau seama și cam care e legislația și pentru mine și cred pentru mulți dintre ascultătorii noștri, s-ar putea să nu fim foarte la curent cu care sunt drepturile copiilor, care sunt instituțiile abilitate să intervină într-un astfel de caz, dacă ne puteți ajuta cu... Da, sigur că da. Deci aici statul român are obligația de a proteja minorii care vin din Ucraina, la fel cum are obligația de a proteja minorii pe care i-are în grijă din România. Unde este această responsabilitate în România de monitorizare și cine raportează numele României la nivelul Comisiei Europene? Este la doamna ministru Firea, care e responsabilă pentru garanția pentru copii. Nu vreau din asta să fac o declarație politică că dumneavoastră e responsabilă de ce se întâmplă în fiecare centru, ci doar unde șade în acest moment coordonarea pe asta. Și de altfel, în marea majoritate a cazurilor, intervenția a fost una bună. Vreau să spun și asta. Pe de altă parte, când vorbim de sistemul de protecție a copilului în România, sunt cazuri unde există deja condamnări ale unor politicieni care au angajat fictiv în sistemul de protecție a copilului colegi de partid. Deci știm că este un sistem care adesea este căpușat, nu în interesul superior al copilului. Și acolo unde lucrurile se întâmplă foarte bine este pentru că fie există câțiva oameni cu har în zona de asistență socială sau managerii centrelor, sunt centre care au ajuns să fie câteodată conduse de copii care au ieșit din centrele rezidențiale și lor le este mult mai ușor să empatizeze sau să relaționeze cu beneficiarii.
dar avem nevoie de o infrastructură de suport spre independență și menționez scurt câteva exemple care sunt valabile și pentru tinerii români care părăsesc sistemul de protecție și poate să fie și pentru tinerii ucraineni care fac 18 ani. Am vizitat acum 2 săptămâni, de exemplu, la Timișoara, un proiect foarte frumos al unei organizații locale, un loc în parteneriat cu un grup de activiști din Timișoara care se ocupă de locuire independentă. Au containerele care vine marfa în Constanța, de exemplu, în port, pe care le refac conform standardelor astfel încât să fie camere independente de locuire, pentru că unul din lucrurile pe care le spun foarte des copiii în situații de genul ăsta e că vor camera lor, spațiul lor. Noi am mai avut în 2016, când am fost în guvern, domnul Miclău de altfel a fost și dumnealui în echipa din 2016, câteva proiecte care în ultimii ani au ajuns să fie și implementate. Prima cameră, din nou dreptul de a avea chiria în zona de independență susținută o vreme, primul laptop, pentru că de cele mai multe ori ai nevoie de conectarea la tehnologie și asta este un lucru necesar, suplimentar pentru tinerii din Ucraina. De ce? Pentru că ei și-au lăsat rețeaua socială acolo și-au lăsat prietenii și-au lăsat iubite, iubiți. De multe ori, în continuare, sunt legați de profesori. Am întâlnit cazul unui copil care continua lecțiile de chitară cu profesoara de chitară pe în Zoom. Sistem online. Da. Deci, au nevoie și mai mare și inclusiv emoțional de tehnologie, pentru că lumea lor este ruptă în mai multe locuri acum. Cred că suntem în direct și cu domnul Marcel Dumitru Miclău. Vă salut, bună seara, ne auziți? Bună seara dumneavoastră și radioascultătorilor și o salut și pe colega Oana Țoiu. În regulă. Să știți că am apelat la expertiza dumneavoastră pentru că avem aici o situație destul de complicată. Nu m-aș fi gândit. Știți, eu am rămas blocat în etapa aia în care eram foarte încântat și sunt în continuare de entuziasmul ăsta aproape de nebănuit al societății românești cu care i-a întâmpinat pe refugiații din Ucraina. M-am bucurat foarte mult să văd atât de multă lume, de la elevi, copii, profesori, părinți, ONG-uri de tot felul, care au dat o mână de ajutor. Și nu ne-am mai gândit ce se întâmplă după aia. Uite, ce facem cu ei? Pentru că unii dintre ucraineni, sigur, poate vor dori să-și găsească un loc de muncă. Și aici poate ne oferiți câteva informații. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Dacă pot face acest lucru? Și mai mult decât atât, dacă ne-ați urmărit în minutele anterioare, iată, avem un caz chiar care complică și mai mult lucrurile. Copii instituționalizați au fost evacuați de la Odessa, din Odessa, și au venit la noi în țară, au ajuns într-un centru, câțiva dintre ei au împlinit 18 ani, ar vrea săracii să se angajeze undeva, dar iată, nu e cea mai fericită comunicare cu conducerea centrului. Ajutați-ne să înțelegem cum comentați cazurile astea și ce sugestii, recomandări ne puteți oferi pentru a le da o mână de ajutor acestor tineri. Vreau să vă spun că entuziasmul a rămas și colegii mei din toate agențiile de ocupare oferă partea de informare, consiliere, mediere. După cum știți, imediata vecinătatea declanșării războiului, noi am adoptat Ordonanța 20, care simplifică mult angajarea. Orice cetățean ucrainean beneficiază de aceleași condiții ca și un cetățean român, deci nu mai au nevoie de aviz. Acolo unde nu necesită profesii de genul legii 200, profesor, medic, moașă, farmacist, se pot angaja doar pe o probă de lucru și pe o declarație pe propria răspundere. Deci am încercat să simplificăm foarte mult acest lucru și ne bucurăm că la acest moment, din 24 februarie până astăzi, avem peste 2800 de persoane din Ucraina angajate, dintre acestea peste 500 prin serviciile noastre de mediere. Doar 700 s-au înscris la serviciile de ocupare. De ce? Pentru că știți, foarte mulți își doresc să traverseze doar România și se duc spre alte state. Vreau să vă spun că în ceea ce privesc copiii instituționalizați, dar nu contează că sunt sau nu instituționalizați, și ei trebuie să aibă un act de identitate, fie un pașaport, un certificat de naștere, pot obține un permis de ședere temporar, adică un cod numeric, iar noi le oferim aceste servicii de informare, consiliere, mediere, și avem foarte mulți doritori, angajatori care își manifestă dorința de a angaja persoane din Ucraina. Mai mult decât atât, oferim și formare profesională, cursuri de inițiere în limba română și, bineînțeles, dacă este cazul, și de formare profesională în anumite meserii. Iar ei pot lucra, sigur, cu consimțământul tutorelui, dacă nu e părintele, pot lucra încă de la vârsta de 16 ani.
În regulă, dar numai că acum mă gândeam că în cazul de care discutam un pic mai devreme, sunt practic copii orfani care n-au, nu știu, săraci, unde să ducă, să ia vizul, cu cine să vorbească și vă ascultam mai devreme și sună foarte bine oferta de care povesteați. Cât de bine le-ar prinde acestor copii niște cursuri de formare, iată, sfaturi de la cineva care i-ar putea îndruma, trebuie doar să ajungem la ei și poate e doar o idee de-a mea ca om care poate nu înțelege cum merg foarte bine procedurile în instituția dumneavoastră, dar așa m-ar încânta foarte tare să aud Noi vreau să știți că am fost în toate vămile, am colaborat cu colegii noștri de la Ministerul de Interne, deci atunci când persoanele din Ucraina au venit spre România, noi le-am oferit această consultanță. Mai mult decât atât, și Comisia Europeană a apreciat inițiativa noastră. Avem și un pliant în bilingv, și în ucraineană și în română, cu cod QR, știți că acum tinerii știu foarte ușor să identifice datele de pe acest cod QR, unde avem toate adresele, toate locațiile noastre, dar mai mult decât atât, ceea ce ați anticipat dumneavoastră, colegii mei merg spre centrele de refugiați, spre IGI sau spre aceste centre de plasament. Mai mult decât atât, noi vineri avem chiar bursa locurilor de muncă, unde am discutat cu colegii noștri și avem stand special în toate județele, colegii de la DGASPC, colegii de la IGI, care vor veni cu persoane care sunt doritoare să lucreze în România. Uite, asta e o veste foarte bună. Să știți că m-ar încânta foarte mult să aud că în centrul în care sunt acești copii se vor primi 4. O vizită zilele astea referitoare la, nu știu, consiliere în muncă. Da, dacă dumneavoastră îmi transmiteți că aveți acum datele mele, coordonatele acestui centru, cu siguranță colegii mei, dacă sunt în București, cei de la sector, dacă sunt din țară, cei de la agențiile județene se vor deplasa, pentru că am făcut și până acum acest lucru. În regulă, vă mulțumesc și să știți că sunt informații de care... Vă rog. Aș vrea să mai punctez că am fost chiar acum câteva ore cu domnul ministru la întreprindere socială care se ocupă chiar de acești copii instituționalizați, la care li se oferă centru de tranzit, li se oferă posibilitatea să-și aducă deprinderi într-o anumită meserie și trecerea de la partea de asistență până la tranziția spre noul loc de muncă să se facă cât mai ușor și cât mai rapid. În regulă. Să știți, dacă mai mingăduiți și mai aveți 2 minute la dispoziție, mai am o întrebare. Plecând de la cazul despre care discutam mai devreme, am tras cu ochiul așa pe ce se mai întâmplă pe rețelele sociale, n-am nicio îndoială că la ora asta e un segment de cetățeni care deja au sărit în sus de 5 metri, dacii liberi, care, ia uite, domnule, ne dați locurile de muncă, le dați la străini, vin ucrainenii și ni le iau. Nu, vreau să nu se sperie niciun român. La ora aceasta avem peste 36.000 de locuri de muncă vacante. Deci și românii, și ucrainienii, și cei care cer protecție, indiferent din ce țară vin, au la ora aceasta posibilitatea să se angajeze în România. Faptul că avem 36.000 de locuri permanent, până la această dată pot să vă spun, am avut peste 137.000 de locuri de muncă vacante în anul 2022, dintre care aproape 50.000 se repetă. Deci, iată, aceste 50.000 de locuri de muncă sunt dorite de către angajatori și noi îi asigurăm că pot beneficia de un loc de muncă, iar ucrainenii, iată, s-au angajat în număr de 3.000, dar noi avem nevoie de 36.000, deci nu este nicio risc. E loc sub soare pentru toată lumea. Este loc sub soare și chiar un loc bun. În regulă. Revin la dumneavoastră, doamna Țoiu. Știți de ce? Pentru că aș vrea să detaliem puțin dintre noi și ascultători. S-ar putea să nu fim foarte familiarizați. Ce trebuie să fac un cetățean străin care vrea să își ocupe un job la noi în țară? E diferit răspunsul între ucraineni și alte state. Deci aici răspund punctual pe ucraineni și după aia clarific și restul. Pentru ucraineni este suficient, ei au deja drept de muncă, deci odată ce sunt pe teritoriul României, poate să se angajeze deja. Au nevoie însă în prima lună când lucrează să ajungă la oficiul de imigrări să primească ceea ce povesteam și anume CNP-ul românesc, altfel angajatorul nu o să poată să le transfere salariu pentru că au nevoie să completeze în declarații numărul respectiv, la fel cum dacă ajung, de exemplu, la spital sau vor să înscrie la medicul de familie, pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate să poată să deconteze, practic, serviciile medicale, are nevoie de acest număr cât să poată colabora cu instituțiile. Asta este suficient. Apoi, pentru cetățenii străini care nu sunt ucraineni, situația e ceva mai complicată. România, de dinainte de război,
ușurase puțin pentru țările vecine, Serbia, Ucraina, Republica Moldova, în sensul care nu mai verifica și angajatorul. Pentru toți ceilalți cetățeni care sunt în afara Uniunii Europene, se verifică pe de o parte angajatorul și pe de altă parte viitorul angajat, care trebuie să ceară, practic, dreptul de a munci în România și să treacă prin procedura de verificare, nu pe teritoriul României, ci în țara din care vine, deci la una din ambasadele sau consulatele României. Sigur, poate fi și în altă țară, dar în afara teritoriului României. Câteva lucruri pe care noi le avem acum în dezbatere în Parlament, care să susțină, practic, o integrare mai ușoară muncă și un mediu mai flexibil, de care au nevoie foarte mult și antreprenorii, dar și viitorii angajați. Pe de o parte, posibilitatea ca cetățenii ucraineni să lucreze mai ușor și cu normă parțială, acolo unde nu a fost cerut avizul angajatorului. În momentul de față, norma parțială este posibilă pentru cei care sunt studenți, dar mulți dintre ei, chiar dacă au statutul de student, n-au reușit încă să se înscrie și în universitățile din România. Și dacă mărim un pic dincolo de Ucraina vizorul, noi propunem pentru vara anului ăsta un program similar cu ceea ce are America, ca work and travel, dacă știi engleză să poți să te duci să lucrezi doar pe durata verii. Propunem un program similar pentru România, pentru vorbitorii de limba română. Pentru că există mulți vorbitori de limba română, așa cum erau și în Ucraina, care n-au cetățenie română și deja încep să se nască și copiii ai familiilor române din diaspora și în afara Uniunii Europene și nu-și mai obțin mereu cetățenia. Deci noi credem că asta ar ușura un pic presiunea care vine în special vara pe furnizarea de servicii. Dar vreau să vă mai spun câteva cifre, că am lucrat un pic cu echipa mea astăzi și am discutat și cu Ministerul Afacerilor Interne, care centralizează asta, pentru că noi credem că e important și pentru societatea civilă și pentru organizațiile non-guvernamentale să aibă date cât mai apropiate de datele la zi, astfel încât să știe unde e nevoie de ajutor, ce să pregătească pentru viitor. Și între 24 februarie și 1 mai au fost așa, cereri de azil între 0 și 14 ani, 1348 de cereri. Adolescenți, deci între 15 și 17 ani, 234 cu cereri de azil și 600 cu protecție temporară. Între 18 și 35 de ani, 1300 de cereri de azil și 3300 de cereri de protecție temporară. De ce vorbesc de segmentele astea de vârstă? Este pentru că, de exemplu, dacă ne uităm la segmentul 18-35, unde și protecție temporară și cereri de azil ne apropiem de 5.000 de cereri, acolo cel mai probabil ne referim la mame tinere cu copii mici. Ceea ce înseamnă că integrarea în comunitate sau în muncă depinde și de serviciile de îngrijire a copilului sau de integrarea în educație, care e o provocare pe care o au în multe zone și mamele românce, nu e diferită. Discutam înainte să intru în emisiune, de exemplu, cu primarul nostru de la sectorul 2, cu Radu Mihaiu, și el îmi spunea că în sectorul 2 sunt integrații în sistemul educațional, acum între în jur de 250 de copii. În Cluj, suma pe județ este de asemenea similară. Dar datele astea ar trebui să fie disponibile în timp real și instituțiile ar trebui să le pună la dispoziție organizațiilor non-guvernamentale și chiar și autorităților locale, pentru că câteodată nici ele nu au acces la informațiile la zi, trebuie să le dea, dar știu doar la nivelul centrelor proprii, încă nu au colectat clar informația legată de familiile care locuiesc la voluntari sau la organizațiile non-guvernamentale. Și aici, din păcate, trebuie menționat și asta, că ordonanța pe care a dat-o guvernul la sfârșitul lunii februarie, prin care a pus pe masă decontarea cazării și decontarea costurilor de masă pentru cei care au găzduit și găzduiesc cetățeni ucraineni, a avut o întârziere groaznică. Deci abia de curând au început, de fapt, și de drept banii respectivi să fie dați. Deci între noi fie spus, acum stau și mă gândesc că cei care s-au oferit să-i găzduiască pe ucraineni n-au făcut-o gândindu-se la bani. Dar chiar cu siguranță, mai ales că în momentul în care i-au primit, nu era pe masă nicio formă de ajutor. Pe de altă parte, e o diferență în presiunea pe care o pune pe bugetul familiei pe măsură ce trece timpul, pe de-o parte. Pe de altă parte, este important de spus că totuși statul român cheltuielile proprii și le-a cerut la decontare la Comisia Europeană, că vorbim de centrele de refugiați în regim de urgență pe care le-au pus la graniță. Aici e o asimetrie a accesului la resurse și mare parte din lauda pe care a primit-o România în toate forurile internaționale, de la comisari, în America, în fiecare dintre cadrele oficiale, este foarte mult bazată pe reacția cetățenilor. Poate mai mult decât pe reacția instituțiilor statului, da. Doamna Staicu, revin la dumneavoastră.
Cum, și plecând de la cazul despre care am povestit la începutul discuției, vreau să-mi spuneți cum se vede din perspectiva voluntarului, pentru că reprezentați o asociație care s-a implicat foarte mult, și dacă e să vorbim despre această categorie de tineri, iată, 17, 18, 19 ani, care veniți din Ucraina, nu neapărat cei orfani despre care discutam un pic mai devreme, care credeți că sunt principalele lor nevoi, principalele probleme cu care se confruntă în acest moment? Când spuneați înainte de emisiune, inclusiv de nevoia de a avea acces la un psiholog, de ce psiholog? Cred că fiecare din noi avem nevoie de acces la un psiholog, asta e desigur, dar dat fiind că ei sunt adolescenți, nevoile sunt aceleași ca la toți adolescenți. În plus, nu au părinți, în plus, în țară e război. Și ce vroiam să spun astăzi neapărat, diferențele culturale, ele există. Acei copii instituționalizați, ei de la 14 ani, sistemul acolo funcționează diferit, cum ați spus, de Timișoara. De la 14 ani, ei primesc de la stat o bursă, cu bursa asta își achită singuri pe cămin, să gospodăresc, adică ei de la 14 ani sunt niște oameni adulți, își cumpără mâncare. Și își continuă, presupun, studiile. Studiile și studiile speciale. Adică ei de la 14 ani intră la licee tehnologice. Gen. Și acum la noi sunt niște oameni adulți care au 14-17 ani, închiși, izolați, și chiar și oamenii din centrele acestea văd diferențe între cele două sisteme. Că noi creștem, îi creștem până la 18, până la 18 e copil și apoi e scos afară, e adult. Și nu mai avem, da, și da, nu, mai, da, da. Nu mai vrem să știm ce se întâmplă și cu ei. Și atunci ei, pentru mine, ei prezintă pentru România un fel de bombă cu ceas. Ei vor să lucreze, ei vor să iasă, ei așa s-au obișnuit. Ei au proprii bani și pentru ei aceste condiții de stau închiși și nu înțeleg, bine, nici limba, nici ce li se va întâmpla mai departe, pentru ei e scandalos. Și poate, cum fiecare dintre noi dorește un bine pentru copilul său, cred că ne place să le trimitem și la studii în străinătate. Eu aici, așa, din punct de vedere unui ONG, mie mi se pare că ar fi de folos să facem niște trafic în sensul bun între ONG-uri care se ocupă în țările celelalte cu aceste lucruri, de a ajuta pe copil să învețe mai departe de acolo. Adică, mie mi se pare că asta ar fi de folos, să dezvoltăm aceste rețele de întreajutare. Da, cu atât mai mult. Revin la dumneavoastră, doamna Țoiu, și aș fi vrut să vă întreb, nu doar în legătură cu proiectul dumneavoastră de lege, dar în general, cam care-i statusul posibilităților statului român de a-i ajuta pe acești tineri? Ce putem noi să facem acum, imediat, în perioada imediat următoare? Pentru că, ok, mi-am făcut o idee cu privire la ce spune legislația, ce spun instituțiile statului și, din fericire, iată, sunt lucruri care se întâmplă bine. Ce putem să facem noi în perioada următoare pentru a ajuta pe tinerii din centre de felul ăsta? Și intuiesc cumva că e posibil să mai fie și altele și e posibil să fie vorba nu doar de copii ucraineni, e posibil să fie și de copii români. Da, noi am cerut și la nivel național și la nivel european acest registru al copiilor vulnerabili și registru al copiilor ucraineni, pentru că a existat o perioadă în care statul român nu știa unde sunt, dincolo de ce li se întâmplă fiecăruia, ci anume unde sunt. Și aici e important de spus că a existat și un risc de trafic la graniță. România este principala țară sursă pentru traficul de persoane din Uniunea Europeană și, așa cum fetele românce nu sunt ferite mereu de asta, nici fetele ucrainence nu sunt ferite mereu de asta și a fost nevoie de o atenție sporită la graniță pe asta. Deci, în primul rând, să știe unde sunt fiecare dintre ei, astfel încât să nu se piardă în sistem copiii. Ar trebui să știm că au intrat pe teritoriul României, dar statul român ar trebui să aibă monitorizare la nivelul fiecărui copil, unde e, dacă a ieșit de pe teritoriul României sau dacă l-a pierdut din grijă. Pentru că responsabilitatea a fost transferată pentru acei copii care veneau din centrele rezidențiale sau acei copii care au trecut granița neînsoțiți, dar pentru toți ceilalți, încă această inventariere e neclară. Mai ales că ei călătoresc de multe ori între țări și astea sunt situații de vulnerabilitate.
repet, și pentru copiii români și pentru copiii ucraineni. Deci asta e un lucru important. Apoi, ar trebui să ne mutăm dinspre intervenția imediată de urgență, în care majoritatea resurselor au fost puse în corturi gonflabile, unde, bun, era frig, nu erau prize, nu erau condiții, nu e asta o problemă, pentru că primul instinct și prima intervenție e într-adevăr una minimală, nimeni nu se așteaptă să ai un castel. Dar, de multă vreme deja, aceste infrastructuri sunt populate maxim 20-30%. Mare parte a refugiaților care vin au fost preluați de voluntari, au fost preluați de organizații non-guvernamentale și acum mare parte din presiune este pe autoritățile locale. Estimarea în București, fără ca asta să fie o cifră oficială, pentru că nu există în momentul ăsta la virgulă cifră oficială, este că sunt între 30.000 și 40.000 de refugiați aici. De ce folosim estimarea asta? Este pentru că, de exemplu, centrul de donații de la Romexpo, care se și relansează mâine într-un pavilion mai mic, în toată perioada asta a dat peste 700 de tone de donații, toate de la voluntari, toate donații, la peste 30.000 de persoane venite din Ucraina, care au trecut să-și ia haine, haine pentru bebeluși, scutece, produse de igienă, și menționez și asta cu produsele de igienă, și anume absorbantele, pentru că mare parte a intervenției inițiale fiind gândită de bărbați, într-o parte din centrele de refugiați nu au ajuns din primul pachet de intervenție și asta, deși 90% din refugiații din primul val erau femei cu copii mici. Și aici există și organizații non-guvernamentale, o să menționez una dintre ele pe Stop, dar nu e singura, care au contribuit foarte mult din resursele proprii, pentru că făceau asta deja pentru fetele din comunitățile vulnerabile. De asta spun că, de fapt, în România, competența de a avea grijă de cineva care e într-o situație vulnerabilă nu e atât de mult mereu doar la stat, ci foarte mult și în rețeaua de organizații civile. Și aici, ultimul lucru pe care îl spun, este că eu am tras semnalul ăsta de alarmă și public, este că în grupul strategiei pe care și l-a făcut guvernul de intervenție, care e un lucru foarte mult, trebuie să știi ce se întâmplă pe sănătate, pe educație și pe muncă, în prima etapă nu era nicio organizație non-guvernamentală. Au făcut un altul separat doar cu ONG-urile. Doar că au nevoie să discute unele cu altele și ce știe statul trebuie să știe și cei care ajută ca să poată să ajute mai bine. Cum ne uităm în toamnă, de exemplu, când o să avem din nou un moment de oportunitate foarte bun pentru incluziunea în educație. Cum ne uităm la infrastructura orașului astfel încât să nu fie o categorie încurcată de cealaltă. De exemplu, una din pachetele de intervenție la început a fost cazarea în căminele universităților, pentru că erau goale, pentru că era mare parte a educației în online. Când ministrul a decis că de pe o zi pe alta se mută educația din online în offline, pe lângă că pentru mulți dintre studenți era greu să se reloce din orașele unde se duseseră, a existat și această provocare a locurilor de cazare, de exemplu. Da. Iată câte lucruri care ne pun pe gânduri. Deși vreau să mai spun încă o dată, societatea românească cred că a oferit un semnal extraordinar prin solidaritatea de care a dat dovadă în ultimele luni și vreau să și sper că își va păstra suflul ăsta și pe mai departe, pentru că, iată, mai avem problemele, nu s-au terminat aici. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă mulțumesc pentru prezența în studio, doamna Țoiu, doamna Staicu, îi mulțumesc și domnului Miclău. Ne reauzim săptămâna viitoare. Sper eu cu vești bune și în mod special din centrul de care am vorbit până acum. Nu? Iată, cu oferte privind consilierea și nu știu, sfaturi privind cariera pentru acești tineri și copiii de care am vorbit până acum. Vă mulțumesc tare mult, seară faină, ne auzim săptămâna viitoare. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.